Acatistul Sfântului Ioan Rusul, cel ce te-a chemat pe tine de pe pământ la lumea cea cerească, ține și după moarte neschimbat trupul tău, Sfinte, căci tu în Asia ai fost dus prizonier și acolo te-ai unit cu Hristos Ioane, deci pe acela roagă-L să mântuiască sufletele noastre. Veniți, credincioșilor, să-L lăudăm pe Cel care, rob fiind, a stăpânit peste patimi. Veniți să-L lăudăm pe Cel în care s-a oglindit răsăritul răsăriturilor, Celui care din Rusia a fost adus ca să împartă lumii întregi binecuvântările lui Dumnezeu, să-i cântăm: Bucură-te, Sfinte Ioane, alesule mărturisitor al lui Hristos! Sorbind dulceața învățăturilor dumnezeiești, ai urmat cuvântul celui ce a zis: Cine crede în mine să-și ia crucea și să-mi urmeze mie, și pentru aceasta noi te lăudăm. Bucură-te, podoaba bisericii sobornicești, mireasa lui Hristos, bucură-te, masă duhovnicească a celor doritori de curățenie, bucură-te, odrazlă sfântă a pământului rusesc trimisă la tainic apostolat, bucură-te, moștenitor al înfrânării cuvioșilor Antonie și Teodosie de la Pecerska, bucură-te că ai crescut într-o familie binecredincioasă, bucură-te că ai luptat împotriva turcilor hulitori a lui Hristos, bucură-te că nu te-ai biruit de deznădejde când ai primit crucea robiei, bucură-te că, întărit fiind de Dumnezeu, ai răbdat bătăi nenumărate, bucură-te că scuipările nu au întinat frumusețea ta lăuntrică, bucură-te, piatră de care s-au sfărâmat sfaturile cele nelegiuite ale chinuitorilor, bucură-te că, deși ți-au ars părul și pielea capului, nu te-ai plecat lor, bucură-te că ai fost vrednic urmaș al cetelor de mucenici și mucenițe, bucură-te, Sfinte Ioane, alesule mărturisitor al lui Hristos! Cine poate să mă despartă de dragostea Hristosului meu? Ca rob ascult poruncile tale, dar în credința mea în Domnul Hristos nu-mi ești tu stăpân. Îmi amintesc pătimirile sale și sunt bucuros să primesc și eu cele mai cumplite chinuri, dar de al meu Iisus Hristos nu mă lepăd, i-ai spus stăpânului turc, cântând în inima ta, Aliluia. Au părăsit dreapta credință cei care s-au temut de suferință și cei iubitori de desfătări, primind învățăturile rătăcite ale lui Mahomed, dar tu te-ai arătat ca un nou Ilie, neplecându-ți genunchii la Dumnezeu străin, rugându-te să păzești turma lui Hristos de orice înșelare, te cinstim ca pe un părinte al nostru. Bucură-te că nu ai cârtit împotriva lui Dumnezeu pentru pătimirile tale, bucură-te că ai primit răstignirea voii tale prin loviturile celor ce te prigoneau, bucură-te cel ce unindu-te cu Hristos te-ai asemănat lui, bucură-te că deși ai fost pus să trăiești între animale ai viețuit îngerește, bucură-te că prin nevoințele tale grajul se umplea de bună mireasmă, bucură-te că sfințindu-l prin rugăciune nu ai primit să te muți din el, bucură-te că te împărtășești în fiecare săptămână cu sfintele taine, bucură-te că ai purtat cu sfială și smerenie numele Botezătorului. Bucură-te că ai purtat în minte și inimă pilda sa jertfelnică. Bucură-te că fără tulburare din furtuna încercărilor ai ieșit. Bucură-te că prin statornicia în credință ești pildă tuturor. Bucură-te, candelă care ai ars unde lemnul răbdării. Bucură-te, Sfinte Ioane, alesule mărturisitor al lui Hristos. Nu numai credincioșii au priceput sfințenia viețuirii tale, ci și închinătorii lui Allah, căci prin rugăciune ai trimis stăpânului tău o farfurie cu mâncare din Procopie până la Meca, pe care lucrul neputând să-l înțeleagă toți au strigat, Aliluia! Nimic nu este cu neputință celor care cred cu tărie că Făcătorul cerului și al pământului de grabă plinește rugăciunile lor. Chiar de nu am văzut cu ochii trupești, dar cu inima credem că ai făcut și ceea ce părea cu neputință numai pentru a arăta stăpânului tău și celor dinpreună cu el puterea Domnului tău, pentru care îți cântăm. Bucură-te că nu te-ai îndoit în credința ta, având nădejde neclintită în Dumnezeu. Bucură-te că de la Procopie la Meca ai trimis o farfurie cu mâncare. Bucură-te că, deși turcii au râs de tine, ai simțit binecuvântarea cerească. Bucură-te că stăpânul tău, întorcându-se acasă, a început să te cinstească. Bucură-te că până și cei întunecați la minte au priceput sfințenia ta. Bucură-te că la înmormântarea ta au venit chiar și musulmani și armeni. Bucură-te că din rânduială cerească farfuria aceea este și astăzi semn al minunii săvârșite de tine. Bucură-te că după multe veacuri, arătându-te femeii la care se afla farfuria, i-ai cerut să o aducă la biserică. Bucură-te că cei care cereau semne și minuni au primit cu prisosință. Bucură-te că te-ai asemănat prorocilor din legea cea veche. Bucură-te, stabilă care oprește rătăcirile și izgonești lupii de la turma cea cuvântătoare. Bucură-te că pe toți ai copleșit prin virtuțile și minunile tale. Bucură-te, Sfinte Ioane, alesule mărturisitor al lui Hristos! Nu a ținut Dumnezeu lumina ascunsă sub obroc, ci a rânduit ca moaștele tale întregi și binemirositoare să fie primite de credincioși ca o pecete a binecuvântării tale, pentru care și noi, bucurându-ne cu cei care s-au atins de ele, îi cântăm celui care dă adevărată viață celor care cred în el. Aliluia! Degeaba a încercat vrăjmașul mântuirii, diavolul, să nimicească prin foc moaștele tale, căci trupul tău s-a mișcat în mijlocul flăcărilor ca și cum nu s-ar fi cunoscut moartea.
Turcii care au văzut aceasta s-au înfricoșat și au fugit, lăsând în urmă odoarele bisericii pe care voiau să le fure, iar creștinii s-au umplut de mirare cântându-ți: Bucură-te, nou Ilie, prin râvna către cele cerești! Bucură-te că la fel ca acela te-ai lăsat mistuit de dragostea sfântă! Bucură-te că nu îmbrăcămintea, ci trupul tău ne-ai lăsat nouă ca acoperământ! Bucură-te că deasupra mormântului tău a strălucit o lumină cerească! Bucură-te că găsind moaștele tale, credincioși au tresăltat cu Duhul! Bucură-te că toți cei ce le sărută iau binecuvântare! Bucură-te că închinându-se lor găsesc scăpare din frământările lor! Bucură-te că ele sunt mărturie că Domnul pe care l-ai slujit este adevăratul Dumnezeu! Bucură-te că El a dat viață moaștelor tale când au fost aruncate în foc! Bucură-te că trupul tău s-a mișcat în mijlocul flăcărilor! Bucură-te că a rămas nevătămat arătând sfințenia ta! Bucură-te că a fost adus în Grecia pentru a fi martor al minunilor tale! Bucură-te, Sfinte Ioane, alesule mărturisitor al lui Hristos! Cine știe mulțimea minunilor tale? Cine cunoaște câtă mulțime de oameni ai ajutat spre slava Dumnezeului părinților noștri? Doar o mică parte din lucrările tale aflând noi, îi mulțumim celui ce te-a proslăvit între cei iubiți ai săi și îi cântăm Aliluia! Nou doctor fără de arginți fiind, urmând doctorului sufletelor și al trupurilor, nu ai pregetat să sari în ajutorul bolnavilor care te-au chemat cu credință, ci le-ai adus grabnică tămăduire, iar noi, auzind acestea, te lăudăm așa. Bucură-te împreună cu Cosma și Damian, cu Chir și Ioan, bucură-te cu toți doctorii fără de plată, bucură-te că nu de la tine, ci de la Domnul ai adus izbăvire din dureri, bucură-te vistierie nesfârșită de tămăduiri, bucură-te că celui paralitic de 10 ani ai vindecat picioarele, bucură-te că el nu a șovăit a merge la biserica ta să-ți mulțumească, bucură-te că prin mir ai dat sănătate unei femei bolnave, bucură-te de laudele celor 5 copii ai ei, bucură-te că asculți rugăciunile copiilor pentru părinții lor. Bucură-te că Atanasia a adus bărbatului ei aghiazmă și ulei din candela ta, bucură-te că ungându-se cu credința acestuia i s-a tămăduit pieptul, bucură-te alinătorul durerilor celor în suferință, bucură-te Sfinte Ioane, alesule mărturisitor al lui Hristos. Un bolnav din Atena a refuzat să primească ajutorul doctorului, temându-se că își va pierde viața, dar tu te-ai arătat în vis nepoatei sale, îndemnând-o să-l trimită la acela pentru tămăduire. Auzind că nu i se va întâmpla nimic rău și că vei ține chiar tu mâna celui care îl va opera, el a primit cu încredere sfatul tău și a aflat tămăduirea pentru care a cântat Domnului cu mulțumire, Aliluia! Vindecând prin harul lui Dumnezeu bol de nevindecat, deși nu ai învățat de la oameni meșteșugul doctoricesc, te-a arătat mai iscusit decât cei ce și l-au însușit pe acesta prin știință lumească, iar cei ce cunosc puterea ajutorului tău îți cântă. Bucură-te, vas de mir neîmpuținat și de sănătate izvorător! Bucură-te venind în sprijinul celor neputincioși pe care îi bântuiește deznădejdea! Bucură-te cel ce prin suferințele tale ai primit darul de a alina suferințele celor aflați în nevoi! Bucură-te că ai îndepărtat cheagurile de sânge din capul vasulei! Bucură-te că unui copil i-ai tămăduit picioarele paralizate! Bucură-te că mama căruia i-ai vindecat copiii a venit să-ți mulțumească! Bucură-te cel ce vindeci copiii încercați de boală! Bucură-te că părinții lor aleargă la tine cu nădejde! Bucură-te că unei bătrâne gârbovei ai îndreptat spatele! Bucură-te că în chip de doctor te-ai arătat unui medic necredincios! Bucură-te că vindecându-se de cancer acesta a crezut în Dumnezeu! Bucură-te că ai izbăvit de o veche suferință pe preotul care slujea în biserica ta! Bucură-te, Sfinte Ioane, alesule mărturisitor al lui Hristos! Sfinte Ioane, mă urăști? A întrebat cuprinsă de deznădejde Arhondula, părându-i se că rugăciunile ei pentru a avea urmași nu au avut niciun folos. Tu însă i-ai apărut nu după multă vreme și i-ai spus că sfinții nu urăsc pe nimeni și că voia Domnului era ca ea să se bucure de copii, abia după 2 ani, iar ea, după ce a văzut împlinirea cuvintelor tale, i-a cântat lui Dumnezeu, Aliluia! De multe ori am crezut că rugăciunile noastre sunt zadarnice, că pentru păcatele noastre fața Domnului s-a întors de la noi și ne așteaptă pierzania, dar la vremea cuvenită El a plinit toate cererile noastre cele bune. Sfinte Ioane, ajută-ne să simțim în toate zilele vieții noastre ocrotirea cerească ca să-ți putem cânta. Bucură-te, reazem al celor împovărați de greutățile vieții! Bucură-te că auzi suspinurile și ștergi lacrimile oamenilor! Bucură-te cel ce nu te-ai mâniat pe Arhondula care a cârtit împotriva ta! Bucură-te cel ce i-ai spus că sfinții nu urăsc pe nimeni! Bucură-te că deznădejdea care o bântuia i-ai schimbat-o în nădejde! Bucură-te că la vremea rânduită de Domnul ea s-a învrednicit să aibă copii! Bucură-te că pentru răbdarea ei a fost răsplătită nu doar cu un copil, ci cu mai mulți! Bucură-te că ne-ai întărit evlavia față de cei proslăviți de Dumnezeu! Bucură-te podoabă cerească, ce nu cruți osteneală pentru a-i sprijini pe oameni! Bucură-te folositorul cel prea cald al credincioșilor care cred minunilor tale! Bucură-te că familia ta este biserica mântuitoare!
Mântuitorului, bucură-te că celor ce nu fug de greutățile vieții le dai curajul să iasă întăriți din ele, bucură-te, Sfinte Ioane, alesule mărturisitor al lui Hristos. Ca o fiară urla Caterina când era chinuită de diavol, înspăimântându-i pe cei care o vedeau, dar a alergat fără să se îndoiască la ajutorul tău și apărându-i în vis i-ai vestit izbăvirea. Și noi cădem sfinte înaintea ta, rugându-te să îi eliberezi pe toți cei care sunt robiți de îngerii căzuți, ca să cânte împreună cu noi celui ce a înfrânt puterile întunericului. Aliluia! Cazi înaintea tronului Dumnezeirii, Sfinte Ioane, și mijlocește pentru toți cei care suntem ispitiți de vrăjmașul diavol ca să primim ajutor în lupta duhovnicească și să dobândim tărie în credință noi cei ce te lăudăm. Bucură-te că ai gonit pe diavolul care o chinuia pe Caterina. Bucură-te că după aceasta mulți demonizați au fost aduși la racla ta. Bucură-te, purtătorule de Duh Sfânt, care ai mijlocit tămăduirea lor. Bucură-te că prin lacrimi și nevoințe i-ai înfricoșat pe diavoli. Bucură-te căderea nelegiuiților, vrăjmași și ridicarea celor ce luptă cu aceștia. Bucură-te, lanț care fereci pe făptuitorul celor rele. Bucură-te că pe cei care suferă de tulburările minții îi izbăvești, bucură-te cel ce având harisma deosebirii vezi lucrarea diavolului, bucură-te că ne povățuiești cum să scăpăm din cursele lui viclene, bucură-te că în vremurile de pe urmă vei fi călăuză pentru credincioși, bucură-te că împreună cu tot soborul sfinților vei veghea asupra lor, bucură-te cel ce prin suportarea prigonirilor ai ajuns pavăză pentru creștinii prigoniți, bucură-te Sfinte Ioane, alesule mărturisitor al lui Hristos. Precum s-a întors fiul cel risipitor la tatăl său, așa și tânărul Tanasis, care după multe răutăți a ajuns să-și lovească mama prin tainica ta mijlocire, s-a întors cuprins de pocăință înapoi la dragostea cea firească. La fel i-ai cântat Dumnezeului îndurărilor, Aliluia! Mulți sunt cei care apucă pe drumuri greșite, iar rudele lor sunt cuprinse de jale. Vino și întoarce-i la slujirea lui Hristos pe cei care au căzut în păcat, fiind cuprinși de cursele vrăjmașilor și biruiți de patimile ucigătoare de suflet, ca să-ți cânte alături de noi. Bucură-te, ruda duhovnicească a Sfântului Stelian, bucură-te cel ce ocrotitor al tinerilor fiind, te întristezi de căderile lor, bucură-te mângâiere prea dulce pentru părinții fiilor risipitori, bucură-te că mama lui Tanasis și-a văzut dorința împlinită, bucură-te că văzându-și fiul acasă s-a bucurat împreună cu cetele îngerești, bucură-te când te îngrijești ca cei ce s-au pocăit să nu se întoarcă la cele rele, bucură-te că îi liniștești pe cei care suferă amar pentru căderile celor apropiați lor. Bucură-te că dai nădejde în mila celui ce a venit pentru cei păcătoși, bucură-te că nicio cădere nu poate stăvili rânduiala lui Dumnezeu, bucură-te cel ce ne înveți să urâm păcatul fără a-i judeca pe cei care cad în el, bucură-te cel ce ne ajut să ne vindecăm de slăbiciunile noastre ascunse, bucură-te că ne îndemn să ne rugăm unii pentru alții, bucură-te Sfinte Ioane, alesule mărturisitor al lui Hristos. Deși văduva care fusese lipsită de casă nu ți-a cerut niciodată ajutorul, plângerea a ajuns și la urechile tale și tu nu ai șovăit să o liniștești, încurajând-o să se ducă la judecată pentru a dobândi ce i se cuvenea. Știind că mijlocirea ta este mai tare decât cerbicia judecătorilor iubitori de arginți, te chemăm și noi în ajutorul celor nedreptățiți, al celor ce îi cântă dreptului judecător, Aliluia! Arzătoare fiind dragostea ta pentru oameni, nu numai pe cei care au auzit de numele tău îi ajuți, ci și pe mulți din cei greu încercați de nevoi. Să nu rămână departe de mila ta cei pe care îi poți ajuta, că văzând puterea ta să-ți cânte împreună cu noi. Bucură-te că ai ajutat-o pe văduva pe care rudele voiau să o înșele, bucură-te că ai așezat-o în casa care i-a rămas moștenire, bucură-te că s-au rușinat cei care cugetau vicleșuguri cu nerușinare, bucură-te că ai sărit în ajutorul celei rămase fără ajutor de la oameni, bucură-te că pe mulți alții ai izbăvit din cursele vrăjmașilor, bucură-te că trăiești fericirea celor însetați de dreptate, bucură-te prigonitorule al celor ce prigonesc, bucură-te luptător destoinic împotriva înșelătoriei, furtișagului și nedreptății, bucură-te cel care răstorni urzelile judecătorilor nevrednici, bucură-te că ești iscusit judecător și nu te pot înșela cei ce ți se roagă cu fățărnicie, bucură-te balanța dreptului judecător spre care alergăm în necaz. Bucură-te cel care îi îmbraci pe cei săraci și îi hrănești pe cei flămânzi, bucură-te Sfinte Ioane, alesule mărturisitor al lui Hristos. De multe ori uităm să îi prăznuim pe cei de care lumea nu a fost vrednică, pe sfinții care au strălucit printr-o viețuire aleasă luminând pământul. Tu, dar Sfinte Ioane, te bucuri împreună cu ei când cinstim pomenirea voastră și pentru că v-a rânduit ca apărători ai noștri, îi mulțumim Domnului prin cântarea Aliluia. Așa sunt uitați prietenii, l-a întrebat pe bătrânul Nicolae, care nu și-a adus aminte că este praznicul tău, iar el, auzind blânda ta mustrare, a lăsat toate ca să vină și să se închine ție și să-ți cânte împreună cu cei care te iubesc ca pe un ocrotitor al lor. Bucură-te că prin pomenirea ta poți ajuta credincioșilor.
Bucură-te că prin tine ni s-a arătat că sfinții nu trec cu vederea prăznuirea lor. Bucură-te că prin aceasta am fost îndemnat să-i cinstim cu și mai multă evlavie. Bucură-te că nu te-ai sfiit să-l mustri fără de răutate pe bătrânul Nicolae. Bucură-te că auzindu-te el a venit grabnic la moaștele tale. Bucură-te că s-au înălțat către tine rugăciunile sale smerite. Bucură-te cel ce aștept să avem și noi credința curată ca a sa. Bucură-te că nu te îndepărtezi nici de cei care nu știu să se roage ție. Bucură-te, prietenule, al celor ce vor să fie aproape. Bucură-te cel ce nevăzut călătorește alături de ei pe marea vieții. Bucură-te că ne chem să cinstim și noi cum se cuvine pomenirea ta. Bucură-te că le dai credincioșilor cele de trebuință pentru a veni la biserica ta. Bucură-te, Sfinte Ioane, alesule mărturisitor al lui Hristos. Nu te vom uita, Sfinte, nu vom uita mulțimea minunilor tale prin care a strălucit puterea adevăratului tău stăpân. Ajută-ne ca până la sfârșitul vieții noastre să rămânem fii credincioși ai Sfintei Biserici, ca să nu încetăm lauda Aliluia. Slavă lui Dumnezeu pentru toate, slavă lui Dumnezeu pentru mulțimea de sfinți care au crescut în biserica sa, unde a înflorit și Sfântul Ioan Rusu. Nespusă este tresăltarea inimilor noastre când îți aducem cântări de laudă, Sfinte Ioane, făcătorule de minuni. Bucură-te, icoană zugrăvită de Împăratul Ceresc spre întărirea credincioșilor, bucură-te, temei de împăcare al celor biruiți de mânie și răutate, bucură-te, bucuria celor ce află de minunile tale, bucură-te, dar dumnezeiesc în viețile noastre greu încercate de felurite necazuri, bucură-te, cel ce cu negrăită dulceață îndreptezi pe cei nepricepuți, bucură-te, dascălul și îndrumătorul nostru pe calea virtuții, bucură-te, îndreptătorul celor fără de socoteală, bucură-te totdeauna izbăvitor al celor care te cheamă în primejdii, bucură-te cel ce nu ai cruțat o steneală pentru a face bunătate, bucură-te că ne dai ajutor cu belșugare în toată vremea, bucură-te că ne arăți nouă milele lui Dumnezeu, bucură-te și pregătește-ne să ne bucurăm împreună cu tine în rai, bucură-te Sfinte Ioane, alesule mărturisitor al lui Hristos. O, Sfinte Ioane, vlăstar al Rusiei și făclia Bisericii lui Hristos, primește acum puțina noastră rugăciune și nu ne lăsa fără răspuns. Deși nu avem credința celor ce au cerut ajutorul tău și l-au primit cu îndestulare, credem că ne poți ajuta și pe noi ca să slăvim cu mulțumire numele lui Dumnezeu prin laude și cântări. Aliluia! O, Sfinte Ioane, vlăstar al Rusiei și făclia Bisericii lui Hristos, primește acum puțina noastră rugăciune și nu ne lăsa fără răspuns. Deși nu avem credința celor ce au cerut ajutorul tău și l-au primit cu îndestulare, credem că ne poți ajuta și pe noi ca să slăvim cu mulțumire numele lui Dumnezeu prin laude și cântări. Aliluia! O, Sfinte Ioane, vlăstar al Rusiei și făclia Bisericii lui Hristos, primește acum puțina noastră rugăciune și nu ne lăsa fără răspuns. Deși nu avem credința celor ce au cerut ajutorul tău și l-au primit cu îndestulare, credem că ne poți ajuta și pe noi ca să slăvim cu mulțumire numele lui Dumnezeu prin laude și cântări. Aliluia! Hrănitu-te din tinerețe cu lumina adevărului, o prea minunatule Ioane, sorbindu-l ceața învățăturilor dumnezeiești. Ai urmat cuvântul celui ce a zis, cine crede în mine să-și ia crucea și să-mi urmeze mie, și pentru aceasta noi te lăudăm. Bucură-te, podoaba bisericii sobornicești, mireasa lui Hristos, bucură-te, masă duhovnicească a celor doritori de curățenie, bucură-te, odraslă sfântă a pământului rusesc trimisă la tainic apostolat, bucură-te, moștenitor al înfrânării cuvioșilor Antonie și Teodosie de la Pecerska, bucură-te că ai crescut într-o familie binecredincioasă, bucură-te că ai luptat împotriva turcilor hulitori a lui Hristos, bucură-te că nu te-ai biruit de deznădejde când ai primit crucea robiei, bucură-te că întărit fiind de Dumnezeu ai răbdat bătăi nenumărate, bucură-te că scuipările nu au întinat frumusețea ta lăuntrică, bucură-te piatră de care s-au sfărâmat sfaturile cele nelegiuite ale chinuitorilor, bucură-te că deși ți-au ars părul și pielea capului nu te-ai plecat lor, bucură-te că ai fost vrednic urmaș al cetelor de mucenici și mucenițe, bucură-te Sfinte Ioane, alesule mărturisitor al lui Hristos. Veniți, credincioșilor, să-L lăudăm pe Cel care, rob fiind, a stăpânit peste patimi. Veniți să-L lăudăm pe Cel în care s-a oglindit răsăritul răsăriturilor, Celui care din Rusia a fost adus ca să împartă lumii întregi binecuvântările lui Dumnezeu, să-I cântăm. Bucură-te, Sfinte Ioane, alesule mărturisitor al lui Hristos! Cel ce te-a chemat pe tine de pe pământ la lumea cea cerească, ține și după moarte neschimbat trupul tău, Sfinte, căci tu în Asia ai fost dus prizonier și acolo te-ai unit cu Hristos, Ioane, deci pe acela roagă-L să mântuiască sufletele noastre.